Cred că mă aud acum, nu? Doamne și domnule, hai să povestim astăzi, dar nu din platou și din alte fițe. V-am spus că nu merem acolo, că e COVID-ul. Și știți cum e colindarea cu primiți cu COVID-ul. Și dacă tot e online, am zis, ia să fac eu din crama de la mine. Aici e crama, acolo e biblioteca, aici azi eu. Și din cu acea invitatul meu, Avram Fițiu, l-ați văzut, cred că de 100 de ori la televizor. Și pun pariu că de mai mult de 100 de ori ați și povestit despre ce-a vorbit. Bine ați venit! Aș povesti un pic de țara de la țară, că nimeni nu mai bagă în seamă. Înainte cu un minut, într-o făcea operatorul, tăceți, că intrăm în direct. Da, povesteam despre Polocioi, care este o livadă abandonată. Ți-e și rușine să treci pe lângă ea, dacă vine un prieten din străinătate, cum am pățit eu, și zicea, bă, dar ce-i cu chestia asta? Că acolo parcă ar fi fructifer, dar parcă e și junglă în același timp. Suntem nebuni. Primăriile din marile orașe au înțeles că orașul se termină acolo unde se termină unde este tabla de ieșire din oraș. Ori primăria unui mare oraș ar trebui să înțeleagă că dezvoltarea unui oraș din punct de vedere social, economic, cultural se face pe un teritoriu care cuprinde toată zona periurbană, zona metropolitană. Asta înseamnă că ar fi trebuit să existe o înțelegere între toți primarii din jurul orașului Cluj-Napoca, cu primăria Cluj-Napoca, pentru dezvoltarea armonioasă a acestui oraș mare, pentru că până la urmă un oraș mare este un magnet care atrage populație din exterior către acest oraș. Să vezi de 30 de ani de zile o livadă abandonată, am luat un măr mai înainte, complet abandonată, de proprietari. Am înțeles că este un litigiu care durează de 10 de ani de zile. De 30 de ani statul nu vrea să împroprietărească înapoi, așa cum a fost altă dată. Chiar și în astfel de situații trebuia să fie găsite soluții de exploatare a acestei livezi, ca măcar din punct de vedere estetic să nu arate cum arată astăzi o intrare în oraș cu o suprafață uriașă de livadă când cobori pe feleac, să vezi o situație care din punct de vedere vizual nu este plăcută ochiului. Da, bun, da, și nu... Până la urmă te gândești așa, bă, tranziție, netranziție, comunism, capitalism, ce-o fi fost? Dar până la urmă mărul ăla... Îl importăm acum din Polonia. Cheltuim 120 de milioane de euro la Ministerul Agriculturii în ultimii ani de zile. Cât? 120 de milioane de euro pe an, pe programul fructe. Deci nu mai întreb dacă suntem nebuni. Suntem nebuni. Deci fructe în școli, legume în școli, panificație în școli și lactate în școli. Cheltuim 120 de milioane pentru mere care vin din Polonia, pentru lapte care vine din alte țări din jurul nostru. Pentru că noi n-am avut capacitate să punem în valoare o livadă locală, cum este aceasta, care să ofere pentru copiii din Cluj-Napoca mere sănătoase. Un exemplu de abordare, da? Din total proiect de 120 de milioane de euro, probabil că fructe în școli și vorbim de mere în școli, înseamnă undeva la 25% aproximativ. N-am acum datele exacte, trebuie să mă uit exact pe cifre. Deci vorbim de un măr autohton care nu ajunge pe masa unui copil din Cluj-Napoca, așa cum ar fi normal, iar consiliile județene fac achiziții publice de ani de zile pe loturi mari, cu produse care vin din altă parte, care poluează 1000 de kilometri, 500 de kilometri până ajung la noi în România. Laptele în Cluj-Napoca nostru vine din județul Cluj, vine din județul Constanța sau din Ialomița sau din Timiș. Și idem, laptele din Constanța vine din județul Bihor sau din altă parte. Adică avem o abordare complet destructurată și nu știm să dezvoltăm o economie locală, care să aibă o proprie identitate locală. Dar de ce? Pentru că noțiunea de economie locală n-am avut-o, pentru că o țară e puternică atunci când țara, de care vorbeați mai înainte, adică țara înseamnă satul, înseamnă țarina, adică o entitate locală, își dezvoltă propria identitate, culturală, socială și economică. Și atunci, practic, ce s-a întâmplat? Țărișorile astea micuțe și-au lăsat decizia la nivel înalt, care e la nivel național, iar decizia de acolo, în cazul concret, s-a dat unui consiliu județean. Și Consiliul Județean, că se poate aproviziona cu mere toate școlile din județul Cluj, ce a făcut? Neavând jucători de mere care să fie capabili în județul Cluj să ofere atâtea mere cât e nevoie pentru tot județul Cluj, au luat o decizie de a lua de unde se poate din exterior, le-au luat de unde sunt, chimizate, 62 de bani un măr, aia înseamnă 6,20 lei un kilogram de mere, atâta dă Ministerul Agriculturii ca buget. 62 de bani pe măr de 100 de grame. Aia înseamnă că kilogramul de mere vine la 6 lei, 6 lei și, în timp ce din Polonia le cumperi la 30 de bani. Deci cineva face o sumă de bani extrem de consistentă, nu dăm nume că fiecare consiliu județean are altă licitație, deci nu judecăm în parte. Deci în 6 lei ar trebui să mâncăm cele mai ecologice mere din
Europa sau din județul Cluj. Adică există o sumă foarte rezonabilă pentru a putea plăti un kilogram de mere foarte sănătos. Da, bun. Ai la Voineasa, ai la Batoș, ai la Cluj, ai peste tot. Cazul de la Voinești. Da? Copiii din comuna Voinești cumpără mere din Polonia în loc să mănânce mere de la 50 de metri de casa lor. În Cluj, poftim, Mureș, Batoș, la fel. Copiii din comuna Batoș mănâncă mere din alte țări, mare parte sunt undeva la 62% din Polonia, dar și din alte țări, și prea puțin de pe intern. Bun, asta înseamnă că n-am avut până acum o viziune prin care să dezvoltăm o economie locală la nivel de țărișoară. Când zic țărișoară, mă refer la țara Zarandului, la țara Maramureșului, la țara Calatei, mă rog, ce vreți ca și țări în această țară. N-am avut o viziune. Ei, acum Europa ce zice? A venit COVID-ul, gata cu importurile de la mari distanțe, China, de pe alte continente, trebuie să scurtăm lanțurile alimentare, ne spune Europa acum. Macron, globalistul care până ieri nu putea vorbi de independență alimentară sau de suveranitate, astăzi vorbește de cuvinte, folosește cuvinte greu de spus acum 6 luni de zile, vorbește despre suveranitatea alimentară a Europei și a Franței. Și noi, România, după ce cheltim 20 de miliarde de euro ca să mâncăm mâncare de mâna a doua procesată din import, poate ar trebui să cheltim 20 de miliarde de euro în 7 ani, atâta cheltim pe politica agricolă comună, ca să mâncăm mâncare locală. Bun, și cine ți-o dă? Că mâncarea locală, caz concret. Acum câțiva ani am făcut o emisiune cu Avram Fițiu, care mi-a spus o chestie foarte simplă, agricultura de risc asumat. Ce e aia? Dom'le, știi să faci cărnați? Bă, nu mai face 10 metri, fă 100 și vinde. Știi să faci compot? Fă, mă, 300 de borcane de compot și vindele, nu mai face numai 100 pentru tine. Da? La toată lumea am spus chestia asta. Și ce-o zis? Oamenii, aș face, dar vine sanepidul, vine ăla, vine ăla. Câte amenzi plătesc? Când am vorbit cu oficial, cu politicieni, hai mă, lăsați-mă cu Fițiu, ce e aia agricultură cu risc asumat? Deci noi doi ăia care eram în emisiune altădată, eram doi papagali. Pentru oamenii care puteau să decidă chestia asta. Așa este, dar vine un moment, cum este acesta, când care o singură lovitură, precum COVID-ul, restrânge și regândește politicile la nivel mondial și european. În acest moment, problema este în felul următor, după cum o văd eu. COVID-ul ne-a spus așa din punct de vedere alimentar. A redus cu 50% în luna martie, aprilie și mai vânzările în supermarket. Foarte interesantă poveste. Doi. S-au triplat numărul de grădini lucrate în această primăvară față de din ultimii 30 de ani. Ce acolo uite, asta solarul și mie să-l pună. Ce înseamnă asta? S-au întors românii să-și facă propria pâine acasă. Au început să-și facă românii să mănânce acasă, supă, să facă mâncare pe care nu a făcut-o în ultimii 30 de ani. Deci se resetează încet, încet. Doamne ferește din val 2 că ne întoarcem la valorile de altă dată. Doamne ferește în sensul că are o dimensiune periculoasă din punct de vedere sanitar. Cu toată compasiunea pentru suferința oamenilor, dar cred că acest COVID ar trebui să ne bage mințile în cap. Cel puțin pe zona alimentară, bag seama că s-au întâmplat câteva chestiuni, măcar să avem și o fațetă pozitivă a COVID-ului, dar după ce vedem toate necazurile care le vedem în jurul nostru. Ce a făcut în ultimele 3 luni de zile minister? Am identificat o lege neaplicată de 4 ani de zile, legea 69, nu la Ministerul Agriculturii, la alt minister, la Ministerul Mediului. Este vorba de legea de achiziții publice verzi. Europa ne-a obligat de acum 4 ani de zile și România a făcut armonizarea, a făcut legea 69, prin care trebuia ca în școli în România și nu numai, în cantine spitalicești, în armată, în poliție, peste tot ce înseamnă sistemul public, trebuia să dăm mâncare sănătoasă, cu amprentă locală. Nici n-am auzit de legea asta. 69, de 4 ani. De 4 ani. De 4 ani. Am identificat acolo legea de minister. Am armonizat-o pentru subiectul școli pe H640, am înverzit H640, adică am înverzit 120 milioane de euro până acum și acum înverzim diferența încă vreo 200 milioane de euro pe achiziții publice. Atenție, cantine școlare, cantine spitalicești, tot ce înseamnă sistemul public. Undeva la 300 milioane de euro este piața de achiziție pe alimente în sectorul public, care înseamnă catering și cantine în armată, școală, etc. Deci Uniunea Europeană ne obligă pe noi românii să trăim mai civilizat și mai sănătos. Mai sănătos. Și noi dăm o lege, nu facem nicio publicitate la legea asta. Ea s-a aplicat legea pe 19 categorii, mai puțin pe alimente. Deci pe tot ce înseamnă achiziții publice verzi, hârtie și alte elemente, s-a aplicat. Și la papa nu. Dar Ministerul Mediului, neștiind să facă proceduri pe partea de mâncare, n-a făcut procedurile pe partea de mâncare. Nu, bine, dar sunt unici în toată Europa asta, extraterestri, nu știi. Ieși, vine altul. Nu-i problemă. Am identificat povestea, am înverzit prima parte pentru școli și acum înverzim pentru partea de achiziții în spitale, mâncare în spitale. Că nu e normal ca un bolnav clujan care merge acolo cu necazuri mari,
mai ales acum în vreme de criză sanitară, să meargă să primească mâncare chimizată. În loc să mănânce o mâncare mai sănătoasă, dacă se poate ecologică, dacă se poate tradițională, că am introdus 7 categorii de achiziție publică, produs local, produs montan, produs ecologic, produs DOP, în sfârșit tot ce înseamnă schemă de calitate. Bun. Deci, în acest moment, Europa este obligată să regândească sistemul economic către o economie autohtonă, dar la nivel de maxim 100 de kilometri, de la consumator la producător. Adică ceea ce înseamnă vânzare directă în ceea ce cunoaștem noi până acum. Cum ar trebui să gândim mâine, la nivelul unui oraș precum Cluj-Napoca, dacă ar trebui să alimentăm clujenii doar cu mâncare din județul Cluj, nu? Ulai, că să fie economie clujană. Și de unde e atâta? Da, bun. În acest moment, dacă îți propui treaba asta, nu ai de unde în acest moment. Pentru că e povestea respectivă, ou sau găina. De fapt, ce trebuie să construiești prima dată? Piața. Pui cocoșul să faci pui. Bă, cocoșul înseamnă astăzi, înseamnă piață. Creează-i piață publică. Spune-i mâine țăranului clujan că are sute de cantine școlare și catering școlare care așteaptă mâncare din județul Cluj. Că prețul ăla de 6 lei pe kilogram de mere e tare bun. Veșnul ei. Că păi da, se cumpără merele când faci... La 50 de bani, 30 de bani, da? 30 de bani, vindeau cei din satul mare și aia din Baia Mare erau mai șmecheri, că vindeau cu 35. Bun. Și tu ai achiziție publică de ani de zile pe 62 de bani mărul de 100 de grame? Măr chimizat, n-am zis măr ecologic. Păi da, oricum n-are niciun gust. Bun. Și atunci... În momentul în care ai piață publică în Cluj-Napoca, care se constituie în locomotivă alimentară pentru acest oraș, îți mai trebuie un primar care să zică, de mâine, clujenii, în primul rând copiii și apoi bolnavi și apoi tot ce înseamnă clujan de rând, de mâine mănâncă sănătos, dar mănâncă dintr-o economie locală clujană. Pentru asta fiecare județ francez, german, austriac are 1 milion de euro la nivel de primărie, buget agroalimentar și la nivel de consiliu județean. Cam 2 milioane de euro pe județ. Nu vi se pare că vorbiți cu un extraterestru? Stimați telespectatori. Mie mi se pare că astea din altă... Așa arată Europa. Din altă planetă. Așa arată Europa de 20 de ani. Eu știu. Bun. Deci înseamnă că noi, la nivel de Consiliu Județean și Primărie, n-am făcut ce trebuia până acum nici într-un județ din România să avem un buget de 1 milion de euro. Dar ce faci cu 1 milion de euro? Păi ce faci? În primul rând îți reconectezi consumatorul, în primul rând elevul, cu propria hrană. Și construiești o politică publică numită fermă pedagogică, pe care acum am scris-o în lege, în 2 săptămâni de zile o băgăm pe circuit, să aibă și România șansa de a trimite 2 milioane de elevi într-o gospodărie țărănească ca să vadă dacă vaca e mov sau e roșie, dacă laptele are gust sau nu are gust, dacă capra are 3 picioare sau 4 picioare. Bun, și acum vin eu, gică contra, acum îmi face semn că trebuie să vă uitați și în cameră, îmi zic oamenii, vor să vă vadă la față. Și acum vin eu. Acum vreo 4 ani am vorbit cu Revni, cu Cornel, da, proprietarul lacurilor, cu și oi, oi și tot felul de chestii. Și am zis, bă, cum ar fi să facem noi, eu supărat că fiica mea la, zice aia, săptămâna altfel, aceleași muzee, aceleași filme, aceleași tărărăm de 7 ani. Și am zis, bă, ho, du-te într-o fermă să vezi că vaca se mulge, taurul face ce trebuie ca să iasă vițelul, du-te și vezi acolo chestii. Și am încercat și am vorbit cu Cornel, bă, când iei peștele, când recoltezi peștele, așa se zice, da? Nu ai primit 2-3 clase să vadă cum tragi năvodul și ce faci cu el, cum îl alegi, cum îl sortezi, ce e la som, ce e la, nu știu ce, fișpalău. Da? Când duci oile, pentru că el are multe mii de oi și are exemplare de 300.000 de euro bucata, ceva texel, nu știu de care. Bun. Nu mai iei încă 3-4 clase, că ar veni oamenii să vadă, să... Până când mi s-a spus, bă, mai hoc cu prostiile astea, că nu-s norme de siguranță, nu ai nu știu de care, dacă iau un copil, o nu știu ce, bubiță, și s-a oprit totul. Bun, ce-am făcut anul trecut? S-a oprit totul. Uite, anul trecut l-am luat un primar de mare oraș. Un oraș de apropiere, Oradea, întâmplător. Da. L-am luat pe Ilie Bolojan, l-am luat 30 de primari liberali, că așa a fost povestea la ei, și am dus în Polonia să vadă cea mai serioasă fermă pedagogică din Europa de Vest. La o valahă de-a noastră, Maria Cohuț, de lângă Cracovia. Ce au văzut? Au văzut o afacere de 1 milion de euro, în care cu 10 mioare, o țărancă de 40 de ani, aduce 12.000 de elevi pe bază de contract, no, din aprilie în octombrie, cu părinți, cu mămici, cu bunici, profesoare, cam 20.000 de oameni. Copii care vin nu în vizită în fermă, vin într-un grajd, jos 10 mioare, gresie pe jos tot ce trebuie, dar mirosul de grajd, frumos, ca la 3 stele în interior, sus unde era fânul, un muzeu, cum vedem noi la muzeul din Cluj-Napoca, dar un muzeu viu, unde copiii timp de 8 ore, pe bază de manual, trebuie să facă 50 de obiecte din lână,
ca să simtă ei lâna aia mai aspră, dacă vrea părintele să-l îmbrace pe copil în straie de lână, copilul nu va accepta și va prefera o sintetică, haină mai moale, sintetică, din petrol, în loc să accepte din lână un material care, da, la prima vedere este mai aspru, dar care este electrostatic, adică are alte funcții asupra organismului. Și pentru asta copiii... Și ești în natură acolo, vezi că ai de la oaie. Și ai 8 ore în care copiii fac școală, în care cele 5 simțuri, văzul, auzul, pipăitul și în special gustul, gustarea, prin degustare, sunt educate încât de mâine copilul, când ajunge acasă, să-și ia mama, părinții și bunicii, să-i reseteze alimentar timp de un an de zile, în cadrul programului Școala Altfel. 2 zile din 5 în toată Europa, copiii merg într-o gospodărie ca să se reconecteze cu propria identitate, cu propria hrană. Bun. În acest moment am scris actul normativ de fermă pedagogică. Sperăm ca în 15 septembrie să avem în România o bază legală să putem trimite 2 milioane de elevi într-o gospodărie țărănească din România. Bine ați venit pe planeta Marte. Bun. Așa arată Europa de astăzi. Dar va arăta și România în maxim o lună de zile. Ce puțin pe ce vorbesc și pe ce deci decizionă. Dacă fițiu își ia biciu, poate să arate. Dacă nu, încep ăștia cu birocrația, cele domn ministru, domn secretar de stat, domn să poate mânc cu sufletul. Oh, fițiu, ăsta e foarte rău, mă strigă la noi, ne face să ne pune la lucru, bă. Mă întorc la Ilie. Zice Ilie, păi, pentru asta am venit eu până în Polonia să văd o poveste care pot să fac mâine 100 de bucăți. Fă! Și asta a hotărât. Bolojan, da? Bolojan a hotărât așa, că va cumpăra 10 magazine mobile care să le plimbe din școală în școală în Oradea. Și a spus-o public. Că va investi în 5 ferme pedagogice în jurul Oradei, că va cumpăra 4 abatoare mobile ca să se plimbe tot județul în zona de munte, ca să preia, se ajute pe țăran să-și sacrifice animalele. E, când vom avea în România un primar de oraș mare? Da, Boc a fost? Cum? Boc a fost? Nu, nu am făcut asta. Asta am făcut-o cu Oradea, cu Ilie, pentru că Ilie l-am cunoscut și a acceptat provocarea. Și premiantul lumii. Și este premiantul României la nivel de administrație locală. Corect. Bun. Și acum i-am zis, ok, domnule primar, ia-ți o provocare mai serioasă, știi să faci drumuri și poduri, e foarte bine, dar nu-i destul. Pentru că tu, ca primar, ai absorbit în ultimii ani de zile, fiind foarte bun ca manager, ultimul tânăr din județ. Și ai aspirat ca un aspirator în Oradea tot ce înseamnă element viu și ai golit satele. Bașca faptul că vin din Ungaria să lucre în Oradea. Bun. Iar plătește tu greșeala pe care ai făcut-o și reîntoarce acestor sate o formă de viață. Redă-le viață. Că dezvolți turism rural, turism cultural, turism gastronomic, găsește o formulă de lucru. Și asta și-a propus acum Ilie Bolojan să facă. Am văzut că vrea să candideze acum la Consiliul Județean, cred că pe tema asta. Și dacă face din Bihor mâine perla turistică a României, o va face cu satul bihorean și nu cu Oradea, pentru că Oradea are 300.000 de turiști într-un an. Iar noi am fost să vedem capitala valahilor din Polonia cu Ilie și a văzut că un oraș de 30.000 de locuitori are 3 milioane de turiști. Și a zis, domnul primar, ăsta e un huedin. Are 3 milioane de turiști. Și noi ne lăudăm cu Clujul, care are 600.000. Zakopane. Zakopane. Zakopane se cheamă capitala valahilor din Polonia. Acolo unde au plecat ăștia împiși de turci și duși de Matei Corvin și de alți regi de pe vremurile respective. Și atunci am zis, domnule, dacă asta înseamnă să reconectezi omul cu natura, orădeană cu natura, poate ar fi interesant să gândim treaba asta în 2-3 orașe din Transilvania, ca să dăm tonul. După care lucrurile se merge și în altă parte în România, bineînțeles. Știm bine că în zona asta, fiind mai aproape de Europa, am putut să preluăm niște modele mai bune, mai rapid și ne-am mișcat mai rapid, să zicem. No, bun, dar chestiunea asta de ce nu poate intra într-o paradigmă națională? Adică, de mâine, bă, totul cu primar. Sunt niște, eu dacă am o firmă și îmi bajuc de fondurile firmei mele, care sunt banii mei, de fapt, da? Vine statul și mă dă de tăspăreță, da? Că îmi bajuc de bani. Dacă sunt primar și mi se hâie dispensarul și eu fac totuși o fântână arteziană cu LED-uri chinezești, vine statul și zice, bă, cheamă și 2-3 pop să taie panglica. Nu face nimic. Adică gestiunea frauduloasă la ei nu se pune. Și dacă mâine ar veni chestia asta, zice, băieți, gestiunea frauduloasă se pedepsește cu 10 ani de pușcărie. Scurt. Bine, poți să vii cu... Adică, poți să vii cu... Ai două variante de a rezolva o problemă. Păi, dar cu binele nu se poate, că 30 de ani am mers cu binele. No. Ai două variante de a rezolva o problemă, orice problemă ar fi. Varianta punitivă, prin care pedepsești, sau varianta stimulativă. No. Europa și-a construit în ultimii 30 de ani de zile o abordare de dezvoltare economică și socială pe bază stimulativă. După ce 50 de ani am mers cu... Da, i-o lovit. Dar asta nu înseamnă că în timp ce vii cu o abordare stimulativă nu vii să taxezi pe cei care greșesc. Corect. Nu, mergi în paralel. Dar dintre cele două variante, punitive și stimulative, cea stimulativă creează dezvoltare.
Bun. Că după ce ai tăiat, după ce ai lovit toți hoții, nu înseamnă că a doua zi economia pornește. E adevărat. Trebuie să stimulezi. Da, da. Când a fost criza din 2008, nimeni nu a zis, Doamne, ești nefericit, economia repornește numai dacă îți cumperi un Ferrari. Economia pornește numai dacă îți iei ureche de aur cu nas de argint. Toți au zis, încrederea în economie. Când va fi reclădită, economia va merge. No, în țara asta e la fel. Când o să avem încredere că nu merită să plecăm din țara asta, țara asta va reveni. În fiecare zi, cei doi copii ai mei, unul de 14 ani și unul de 17 ani, dar nu a doua zi, în fiecare zi îmi spun, bă, te-ai făcut filolog să nu poți lucra nicăieri în lume. De ce n-ai plecat? Și am spus, bă, dați-vă soarele vostru, că nu răbdați de foame, nu răbdați. Da, tata, dacă ieșim, uite-te, la mare nu mă pot duce că am mai dus și-o fost numai manele, dincolo nu mă duc că-i mizerie. Am fost, le-a plăcut la nebunie țara asta, le-am făcut un circuit înainte de a pleca în străinătate, în toată țara. Au zis, locurile sunt faine, dar sunt pline de mizerie. Bă, pe mine, dacă când am vrut să arunc, nu știu ce, s-a scăpat ambalaj de gumă în Viena, imediat s-a ridicat că știa că amenda e mare. Și știa că acolo nu negociază. Aici vii, domn poliție, să vedeți. Același român în țară are un comportament, în afară altul, pentru că taxele sunt diferite. Bun, asta vreau să zic. Este diferită. La bun. Dar pe de altă parte, uitați acum un exemplu care l-am acum în mână. În minister mă ocup, printre altele, de zona montană. Agricultură ecologică, învățământ, cercetare. Bun. Pe zona montană am o problemă. Am o zonă montană care se depopulează masiv. Corect. Și nu am de 30 de ani de zile un ministru de agricultură, n-am avut până acum, care să zică, domnule, vrem să stopăm depopularea în zona de munte. Acum, eu sunt cel care trebuie să răspund de treaba asta și eu trebuie să construiesc răspunsul. Bun, am luat datele cum sunt și am observat că avem în afară 4-5 milioane de români care sunt plecați în diaspora, aruncați de tot ce înseamnă neputință românească din ultimii 30 de ani. A statului. Și ce mi-am zis, ok, care ar fi elementul care să-i permită lui să zică de mâine mă întorc acasă după 10 ani de Spania sau Italia, pentru ce a plecat din România? A plecat pentru a câștiga 1000 de euro net pe lună. Ei, suntem capabili ca politică publică să-i spunem astăzi unui milion de români plecați în Spania și Italia că dacă se întoarce în satul din Cluj, din Mureș, din Călăraș, îi putem oferi garanții că îi dăm 1000 de euro net pe lună? Stai un pic, aici discutăm despre altceva. 1000 de euro pe lună câștigă orice zugrav bun din Cluj sau din Mureș sau de oriunde. În Ardeal 1000 de euro nu mai este o chestie. Așa este. Omul care o tencuit la un moment dat la vecinul meu îmi spunea, m-am întors din Spania, tencuiesc, mi-am adus mașinărie, nu mai câștig 4-5 mii de euro acolo, dar aici ies acasă și câștig 2-3 mii. Ca meseriaș. No. Dar aici vorbesc de țăran care să se întoarcă în satul românesc și el știe că dacă se întoarce în satul românesc, se întoarce la plug, la bou și știe că nu se poate câștiga banii ăștia. Evident. Și atunci a fost nevoie să-mi conving ministrul, l-am convins și pe colegii mei să le spun așa, de mâine legalizăm bucătăria țărâncii din România. Doamne ajută-mă. Bun. Dacă ca să putem legaliza bucătăria țărâncii, când spun legalizare, înseamnă să găsesc formula legală prin care, din propria bucătărie, fără altă investiție, să dau de mâncare în curte la 12 oameni. Se cheamă punct gastronomic local. Deci, din propria bucătărie, aici, mâine, ai bază legală, să poți da, atenție, nu pe zi 12 oameni, 12 oameni pe tură. Bun, dar întrebare de la mine. Am fost la o pensiune, m-am dus cu Big Boletus, la Vidra. Am mers la o pensiune, nu-ți dau numele. Zic, nu, o ciorbă bestială, tot, și zic, dar dă-ți smântână de aia de la vaca aia de acolo, nu mi-o lua de la nu știu care supermarket. Și o spui, veniți până în casă că vă dau de la mine din casă, pentru că dacă mă prinde nu știu care inspector de la Sanepid, da, mă rupe în două de pereți. Am rezolvat-o. Ce am făcut? Pe punct gastronomic local ai dreptul să iei mâncare din propria gospodărie și din gospodării vecine. Și nu mă freacă cu trasabilitatea care trebuie să fie nu știu cum. Asta doar la pensiune. Asta e la pensiune. Deci eu, nu mă pic, stați-o. Tu înregistrezi acum și pe card. Ca asta musai să o dăm pe televiziune, pentru că și o iau de 10 ori o dau. Și de câte ori o prind pe fițiu prin Cluj, îl aduc aici. Pentru că asta e o chestie foarte importantă. Absolut. Cu asta, dacă noi eram deștepți acum 30 de ani, trăznile ar creierul. Eram departe astăzi. Eram foarte departe. Da? Le-am explicat, cred că am peste 50 de oameni pe care am încercat să-i conving de astfel de chestiuni. O să ajungem și la agricultura de risc asumat, pentru că vreau neapărat să fie explicat încă o dată, pentru că țăranul român nu știe, el știe numai că brânza lui are gust, roșia lui are gust, carnea lui are gust și când s-o vândă, zice, apoi dă-și o felie de ginaș pe ea. Asta e un troc barbar pe care îl facem în loc să facem turism, da? În Polonia, nu? Unde să ai regiuni în care mergi la oameni acasă, ai mâncat, te-ai și cazat dacă ai vrut într-o cameră, ai plătit, și totul merge ca pe roată. În primăvara sau luna martie s-a modificat legislația pe punct gastronomic local, ordinul 111, prin care din propria curte să poți, n-ai voie să tai doar vaca, dar ai voie să tai porcul,
ai voie să tai, să tai oaia, ai găină. Voie să tai tot, găină, mai puțin vită, unde sunt, e un regim mai special. Acolo de înțeles. Bun, dar în acest moment... Nici o promovare nu s-a făcut. Din luna martie avem povestea asta. Nu provin COVID. Da, a venit COVID-ul și a lovit toată economia, dar în acest moment avem toată baza legală să punem în valoare o gastronomie deosebită țărănească în această țară. Punct gastronomic local, anexa B, ordin 111, ANSVSA. Deci lucrurile se mai mișcă, dar trebuie să ne trezim. Și de 30 de ani n-am făcut treaba asta, din păcate. Pasul următor. Va trebui să-i permitem țăranului să scoată mâncare din propria gospodărie și să o ducă în oraș, în Cluj-Napoca, la prima școală, la, primul, la prima clădire de IT, la prima clădire de avocați, notari, sau, mă rog, orice clădire în care sunt... În care vrea cineva să mănânce, să mănânce bine. Să mănânce mâncare deja, vorbim de mâncare. Dacă am văzut în luna martie, aprilie, mai, ce s-a întâmplat în orașul Cluj-Napoca, cine mișca în orașul ăsta, am văzut doar două categorii de oameni care se mișcau în oraș. IT-știi și... Nu, se mișcau poliția, jandarmii, mă rog, tot ce însemna forțe de ordine, când orașul era gol în martie, aprilie. Și firme de delivery, adică Glovo, Globo, mă rog, tot felul de firme care fac distribuție de mâncare. Vreau ca mâine ultima comună din jurul Clujului să aibă capacitatea legală să aducă mâncare printr-o firmă de distribuție, mâncare înseamnă zamă, înseamnă mâncare, la orice consumator, la orice bloc de IT din Cluj-Napoca, o mâncare pe bază de comandă, exact cum se întâmplă acum cu ceea ce cumpărăm din supermarket. Care vine de la mii distanță, mii de kilometri distanță, e mâncare chimizată, nu e sănătoasă. Nu, lumea trebuie să înțeleagă o chestie. Când ai cumpărat un cartof din Chile, este echivalentul a faptului că ai plecat la bancă și ai scris la Hernando din Chile, bă, ți-am trimis 2 euro că ți-am cumpărat ăsta. În loc să te duci la nașul tău, la mumă ta, la unchiul tău, să zici, n-am 2 euro pe cartofi. Exact. Încurajăm economia altor țări în mod inconștient, noi prin actul de cumpărare. Înseamnă... În timp ce ne lăudăm cu gustul produselor românești. Da. Asta înseamnă că noi n-am folosit pormoneul ca gest politic. Pormoneul meu trebuie să fie un gest politic zilnic. De ori de câte ori bag mâna în pormoneu să scot un leu pentru a cumpăra ceva, ar trebui să fiu un individ conștient că dacă cumpăr din Cluj, îmi încurajez economia locală clujană, iar dacă cumpăr din Polonia, încurajez economia altei țări. Înseamnă că noi n-am făcut educația alimentară pentru elevul, pentru clujanul nostru, deși, paradoxal, în acei 120 de milioane de euro... Nu o să fiu nepoliticos, dar caut o poză ca să-i arăt. Ziceți. Din 120 de milioane de euro, 15% sunt bani de educație alimentară pe care consiliile județene în ultimii ani de zile i-au cheltuit dând achiziția publică la firme pentru a face educație alimentară în școli. Deci noi avem un buget de 200.000, 500.000 de euro pe județ dat de Ministerul Agriculturii către Consiliul Județean ca să facem educație alimentară. Dacă am fi făcut educație alimentară cu adevărat și lăsam universitățile și liceele agricole și școlile să facă un act de educație, astăzi am fi avut un popor conștient să-și promoveze propria hrană din județul aferent. Bine. De când e asta? Dacă din 1 a 9 a 2013, da? N-am ochelari la mine, da. Da. Consumați pe să rămânești. Da. Dați că o arăt și la cameră, că noi ne putem mișca, că doar suntem cum vrem noi aici. Da? În 2013 am încercat să bag asta pe televizor, fiind furios că mă obligă statul să beau 2 litri de apă pe zi, să fac mișcare, să fiu cel mai deștept, cel mai turbat, cel mai nu știu cum. Și mi s-a spus, domnule, termină cu prostiile astea, cu consumați produse românești, că suntem în Uniunea Europeană și, băi, tonto. Da? În 2013. Bun, pentru treaba de atunci, stau cu morcovelul, nu cumva să dau pe televizor așa ceva. Dăm numai să bem câte 2 litri de apă pe zi, că suntem patrioți. Da. O formă de patriotism economic, chiar a fost o emisiune pe subiectul acesta la o televiziune în care am fost întrebat ce înseamnă patriotism economic. Te întrebă pe franceză. E ăla franțuzez, german, care e patriotismul? Cum ar trebui să arate patriotismul? În acest moment am construit o legislație, se numește produs local, în care un produs local cu o amprentă culturală locală să poată să fie identificat de către consumator că e de-a lui, că e din zona lui, că e din zona respectivă, că e Bucovina, că e Maramureș, că e Cluj, că e... nu contează care țărișoară internă. Consumatorul, dacă mâine în București, el e clujan și vede un produs din Cluj, să simte că e de-a lui și pe ăla să-l cumpere și nu pe ăla din Dorj sau din altă parte, sau din Polonia. Corect. Și acum construim această legislație numită produs local. Nu are nicio țară din Europa. Suntem prima țară care avem în acest moment, pe circuit administrativ, o legislație pe produs local. Va ieși în, probabil în 2-3 săptămâni de zile din minister, ca ordin de ministru, pe subiectul acesta.
În momentul respectiv, nu mai contează povestea cu produs românesc, pentru că o să avem dreptul să punem și tricolorul acolo, că ai voie. E o legislație europeană, într-adevăr, care încearcă să încurajeze produsele cu made în Europa. Așa e. Bine, dar să mă lași pe televizor să-mi dau că nu Uniunea Europeană m-a oprit, că m-a oprit fostul CNA de la noi, că doamne, nu pune, că nu-i voie. Da? Da, pentru că din punct de vedere... Să vorbesc eu mai mult un pic? Da, da, nicio problemă. Nicio problemă, pot vorbi eu mai mult. Mai ales că e cazul, m-ați văzut uitându-mă un pic la telefon, mă uitam să văd că există niște uite, domnul Ianuș îmi zice, se aduc mere din Polonia și la supermarket le bagă direct în lăzile personalizate cu steagul României și sigur este scris pe ea, cumpără produse autohtone românești. Pe de altă parte, îmi scrie doamna Eugenia Câmpian, comisionul celui care face tranzacția e buba, crezi că se face vreo licitație fără să se pompeze în prețul ca cei interesați să-și umple conturile să fie mulțumiți? Și mergem la partea bună, domnul David Ungurean care îmi spune... Eu personal, după 9 ani de Belgia, m-am întors în țară și m-am apucat de apicultură. Adică, sunt cele trei faze în care trăim. Una, fii atent cum ne șmecheresc ăștia că mai bagă produs românesc. Și când am întrebat pe unul că l-am prins că erau roșii din Spania, pe domnule, dar le mâncă românii. Frumos, produs românesc. Partea de mijloc în care ai face, da, intervintă felul de chestia asta din partid, licitații, comisioane. Și partea a treia în care omul își ia soarta mâini și zic, bă, ok, e faină Belgia, dar mă duc în țară la albinele mele. Mai este și faza a patra. Am modificat legislația pe achiziție publică în așa fel încât primăria să fie cea care face achiziția publică și nu județul. Ceea ce ar fi extraordinar. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că e foarte greu de mâine să-ți imaginezi un primar dintr-o comună clujană care are mere de cumpărat din comuna lui și o să nu cumpere mere din comuna lui, să le cumpere din Polonia. S-a resat un cap instantaneu. Este că i-a sare în cap. Doamne, de să-i sare în cap. Am modificat legislația. Într-o lună de zile avem această legislație încât ultimul primar din România să fie obligat de bun simț să facă achiziția de mere, de lapte, de pâine din comuna lui și să nu lasă județul, pentru că partida, cantitatea de fructe de achiziționat va fi foarte mică, pentru câți? 100 de copii de la școală. Câte mere sunt acolo? Da, și dacă face județul, cer pe domnule, nu pot să iau de la asta 3 lăs de mere, că mie îmi trebuie 300 de lăs pe săptămână. Ei, am modificat legislația încât primăria să facă achiziția, încât de mâine, povestea asta cu șpaga, cu șmecherile, cu prostile, să dispară din punct de vedere structural. Să dispară ca și când se modifică? Pentru că eu tot ce aud din partea asta, îți niște chestii super tari. Deci pe HD640 l-am modificat de 2 săptămâni de zile. Vine campania electorală și vine ea la alții în opoziție și zic, jos guvernul, că ăștia-s proști. Da, și pe când iară să ne scoatem un pic capul din buda din fundul curții, vine ea la alții. Ar fi imposibil după mine ca orice partid politic ar veni la guvernare din decembrie eventual să vină să zic că nu mai facem achiziția de mere din comuna Ciucea și le facem din Polonia. Ar fi greu a doua zi. Trebuia să coborâm. Achiziția se face în toată Europa de către primărie de 30 de ani de zile. Noi... Și nouă, ce ne-o cășuna să-i băgăm pe ăștia la Consiliul Județean înainte? Simplu. Trebuia să mulțumești o clientelă politică de 30 de ani de zile și să dai și lor un los de jucat la nivel de județ, ca să nu spun mai mult. Șpagă? Nu, mă rog, poate fi numită... Mită? Poate fi numită oricum. Niesânțâre? Bun. Deci, e vorba de... Tămesală. Bine, dar nu-i devine doar factorul politic, atenție. Noi, poporul român, ce am făcut? Din 4 în 4 ani am votat, bine sau prost. Dar 4 ani, după aia ne-am culcat și n-am mai făcut democrație participativă să luăm pe primar, să-l întrebăm 4 ani de zile ce se întâmplă cu deciziile lui. Ori, asta înseamnă că ar trebui să trecem de la această politică la o politică numită democrație participativă, în care zi de zi eu să am mecanismele, clujan fiind, ca la ora 3 noaptea, dacă am de gând să fac o propunere de hotărâre de Consiliu Local pentru Primăria Cluj-Napoca, să am mecanismul să fac această propunere. Democrație directă se numește. Da, corect, ca în Elveția. Ca în Elveția, ca în multe alte țări din Europa, în care eu joc politic nu din 4 în 4 ani, ci joc zi de zi. Asta înseamnă o evoluție pe care o propun în acest moment, încât clasa asta politică, care a făcut ce a putut, bine, rău, nu mai judecăm, că putem să o jurăm cât vrem noi. Haideți de acum înainte să construim o altă paradigmă, mai normală, așa cum vor copiii noștri, ăștia care pleacă peste hotare acum și fug din țară, pentru că noi, părinții din România, nu ne-am gândit mecanisme mai democratice, mai coerente, mai normale. Bun. Revin cu întrebarea. Din Cluj amândoi. Nu-l văd pe Adi Oros, pe domn ministru, venind și spus, să spună,
Băieți, ora 7, ies și eu cu, ieșea cucu, da? La ora 7, vedeți, am pus legea asta cu țăranul, am pus legea asta cu primăria, pun legea asta cu... A, mă interesează, mi se rupe mie de nu știu câte chestii politice și cu nu știu câte angarale. Suntem o echipă în minister, eu sunt de la un partid, Adi, colegul meu de facultate, este de alt partid, eu am în răspundere subiectul ecologic, deci eu comunic pe ecologic. Ministrul comunică pe alte subiecte mari, deci ne-am împărțit comunicarea în minister. Bun, atunci vreau să văd pe fițiu toată ziua. Că și așa e de la partidul lui Băsescu, exact cum ieșea Băsescu la 7, iese fițiul la 7. Pentru țăranea mea, pentru aia, pentru aia. De o lună de zile am început să ies să explicăm că modificăm această stare de lucruri pe care am găsit-o în minister de când am ajuns acolo. Și asta facem. Că mi se par niște idei atât de simple, nu se trebuie decât de bună credință. De bun și nu se trebuie numai bună credință. Nu se trebuie fonduri europene să spui de mâine, tu primare, iei mările de acolo. Nimeni nu o să spună, domnule, fără 1 milion de euro nu poți să miști mâna de aici, încolo. Da? Partea interesantă că achiziția de mere și de lapte în primărie a fost acum 7-8 ani de zile, dar au dus-o din nou la Consiliul Județean. Din varii motive. Că primarul nu s-a oxinchisit la nivel de comună, o zic că e complicat să facă el achiziție, n-are oameni pregătiți în comună. Deci, atenție! Și merele cădeau în cap pe stradă. Evident că da. Foarte mulți primari, din comoditate, n-au făcut această achiziție publică și atunci asigur că Consiliul Județean a zis nu sunteți voi în stare, o facem noi. Păi atunci este gestiune frauduloasă și gestiune frauduloasă faci de ani de pușcărie. Băi băiatule, dacă ai mers ca primar acolo, n-ai mers numai să iei un salariu pe care ți-l omărită felul de partid. Acum am reîntors acum achiziția la nivel de comună, încât să putem construi mecanismele în care merele de peste gardul școlii să ajungă în școală legal, așa cum trebuie, la un preț decent, destul de decent. Dar e vorba de voință politică. De bună credință trebuie. De bună credință, de bun simț. Eu nu cred că există mere de stânga și mere de dreapta. Eu nu cred că există copii de stânga, copii de dreapta sau elevi de stânga, elevi de dreapta. Toți aia vor să învețe, să mănânce bine, să mănânce sănătos și părinților la fel. Apoi care cum votează, aia e o zero barat. Aia la 4-4 ani când ne scuipăm pe stradă sau pe Facebook. El trebuie să voteze zilnic, timp de 4 ani de zile, prin deciziile lui să-și poată trage de mânecă primarul, iar din 4-4 ani să-l amendeze atunci când primarul n-a făcut ce trebuie. Dar votul trebuie să devină, când zic vot, mă refer așa simbolic, el trebuie Evident. Să aibă decizii zilnice, politice, încât 4 ani de zile să-l poată trage de mânecă pe primar. Dar primarul trebuie să aibă bunul simț de a crea mecanismele legale prin care cetățeanul să-l poată trage de mânecă. Adică e nevoie de o abordare politică mai normală. Păi e nevoie de o abordare civică. Mă băiete, eu când te-am pus acolo ca primar, ți-am plătit salariu, secretară, curent, apă caldă, xerox, toner, ți-am dus și nevastă la coafor că ai dus-o pe nu știu ce, te-am trimis și în excursie în străinătate să vezi cum a fost pe nu știu unde, te-am dus și la nu știu ce pe scenă să zdrânga la zilele satului, păi tu trebuie să faci o grămadă de chestii, tată, pentru mine. Da. Nu te-am pus acolo că ești fain sau ai urechile mai mari deci decât lucrurile când există voință politică se pot mișca. Dar nu-i suficient să ai voință politică pentru că e nevoie și de știință. Adică tu trebuie să știi ce a făcut francezul, maghiarul, polonezul, neamțul. Adică trebuie să știi la alții cu ce au făcut ei mai bine. De exemplu, Franța are o piață publică de 20 de miliarde de euro. Numai achiziție de alimente în sectorul public, școală, spitale, etc. Și au propus ca în 2022 50% din piață, adică 10 miliarde de euro, să fie doar produse autohtone franțuzești. Dar cum nu pot spune treaba asta, că nu-i voie că trebuie să cumperi din Europa, au gândit niște mecanisme deștepte prin care, ori teoretic, poți să cumperi din România, dar practic numai din Franța. Și acum să vedem mecanismele. 1. Amprentă ecologică la transport. Deci dacă eu cumpăr merele de la 50 de kilometri, eu nu pot să cumpăr din România, că ele poluează din România până la Paris. Evident. Bun. 2. Mărul trebuie să fie ecologic, mărul trebuie să fie tradițional, mărul trebuie să fie local. Ce mai? Au gândit o sumă de mecanisme foarte europene ca transparență. Dar în final, niciun kilogram de măr german n-ajunge în Franța. Super! Dăm pe Google Translate, băgăm în lege și facem și noi. Asta am făcut. Am luat identic din Franța legislația din Germania și am transpus-o în legislația națională. Ca să nu ne acuze neamțul franceză cu Doamne ferește, creăm protecționism și nu încurajăm o politică europeană. Încurajăm. Aici e vorba și de cât de multă încredere ai în ceea ce ar trebui să devină țara ta. Vorbeam, dar numai la Borș, că suntem la 150 de km de Borș, da? Păi eu când mă duc în Ungaria, văd peste tot Magyar Asphalt. Magyar Asphalt. Deci, mâi mândria. E adevărat că au și eu de ce să fie mândri. Că dacă scrii la noi asfalt românesc, pe când mă dau pe autostradă, trebuie să mă dau jos. Da? Dar peste tot, în Slovacia s-au bătut ca în război pentru bucata aia de carne lăsat un pic la mucegăi sau la uscat. Polonezii au avut la fel pentru agricultură. Eu eram acolo, hohăream în Parlamentul European când a intrat Polonia și trebuia să fie la ora 7, nu știu ce, dineu,
Păi nu putem la 7, că ăștia încă mai negociază pentru agricultură, erați s-o dus la 8. De-abia la 9 și jumătate au venit, că au negociat până la ultimul leuț 20 de miliarde de euro pentru agricultură. Bun, se numește profil cultural identitar la nivel național. Nu, bun. Și eu vreau. Uite, săptămâna trecută am avut discuții pe subiectul acesta cu Ivan Pațaichin în Delta. Cum să putem să creăm din România, din Delta asta, un tezaur pentru Europa și o atracție turistică uriașă? Și am analizat cu Ivan Pațaichin exact subiectul Delta. Și am analizat cu oameni de marketing care știu să construiască un profil identitar pentru Delta. Și am început să vedem ce lipsește în Delta astăzi. Păi lipsește un tezaur uman viu. Țara în caia care știe să facă borșul, știe să facă o mâncare deosebită. N-ar trebui să-i dăm un titlu de noblețe, de ambasador, numit la Ministerul Culturii tezaur uman viu. Deci, în concluzie, ne-am propus cu Ivan ca în fiecare sat din Delta să avem o țărancă care face o gastronomie deosebită, tezaur uman viu. 3 ore ca să fac un dosar de tezaur uman viu. Un element banal. 2. Ar trebui să am în fiecare sat din județul Cluj un punct gastronomic local, unde să putem merge să mâncăm mâncare autentică de acolo. Legislația ne permite în acest moment, din luna martie, să luăm oul din curte, să luăm puiul din curte, ne permite legislația. De mâine trebuie să construim un profil cultural, gastronomic pentru satul respectiv. Acest mecanism l-am creat. Bun. Pasul următor. Păi am nevoie să vină turistul la mine în sat, în satul Benș, unde candidează un fost, un mare actor. La Blăunț. Blăunț, Claudiu, prietenul. Și m-am întâlnit cu Claudiu și a spus așa. Măi, Claudiu. Deci el e în partid diferit. Diferit, nu suntem prieteni. Asta e frumusețea. Claudiu, zic, ești candidat la Beliș? Știi ce a de făcut ca să defi prima? Încă unul care s-o strad de București. O viață în actorie s-a săturat. Vine la Claudiu, Claudiu vine la Beliș. Și am zis, măi, Claudiu, sunteți într-o zonă, într-un rai pe pământ. Dar nu avem în acest moment 10 mâncăruri recunoscute internațional din Beliș. Uite, ia 10 mâncăruri cu ochii închiși. Deci măcar nu te complici să alegi, să vezi pe ce criterii. O între pelele mari, așa zice. Ia 10 femei în vârstă din zona, ia le 10 mâncări deosebite, să fie și carne, să fie și de toate. Și de mâine, pune-le pe ele 4 ștampile pe care europenii le recunosc. Pune o ștampilă de produs tradițional la nivel european, gen cârnați de pleșcoi. Pune o ștampilă de produs tradițional local, la nivel național, pune o ștampilă de produs ecologic și încă una de produs local, produs de Beliș. Cu aceste 4 ștampile, mâine creez Eldorado turistic aici. Dar mă duc în Beliș să mănânc la pensiune turistică mâncare de la supermarket, care nu-i normal. Mă duc la Lele Marie. Lele Marie are punct gastronomie local. Nu trebuie niciun leu ca să investească în Lele Marie, că acum i-am permis prin lege ca din propria gospodărie să dea mâncare. Ce mănâncă ea, mănânc și eu. Să mănânce și turistul. Până ce este în regulă. Dar trebuie să dormim mâine, avem 3 autocare mâine în Beliș. Unde dorm la țărani acasă? Păi avem nevoie de bani? Nu, avem nevoie de inteligență. Avem o bază legală astăzi, pe care o utilizează ultimul clujan la Antold, când își ia apartamentul din Cluj-Napoca și pe declarație unică, fără să aibă firmă, declară că are mâine, luna asta, 30 de turiști, 30 de închirieri de camere. Avem licitația asta de ani de zile și noi în satul românesc nu avem 100 de case, fără firmă, fără să facă țăranul firmă, care să declare la ANAF pe bază de declarație, într-un sfert de oră, acum, mâine, putem crea o rețea turistică de 100 de case în ultimul sat din Cluj. Într-un sfert de oră, fără niciun ban, doar completând amândoi frumos declarații la ANAF. Că o să avem noi 70 de turiști până în decembrie. Dacă o să avem 62, facem o declarație rectificativă la ANAF, pe persoană fizică, plătind la ANAF un impozit de regulă de 10%. Din 100 de lei plătim la ANAF 10 lei. Fix, fix. Avem 6 ca legislație. Deci, acum să vă explic. Și aici deja vine ăla care a făcut un mare handicap în țara asta și care se numește presa română. Pentru că presa română, la început, eu știu că eram în TVR și râdeau toată lumea când se punea în discuție formula educativă a televiziunii publice. Toată lumea, bă, ne-am săturat, gata, tâmpenie, vrem bingo. Bun? Și după a venit presa privată, care ți-a dat o știruță, poate de asta, atâta în ea cu o jumătate de minut, să nu vorbească mai mult fițiu, că n-avem vreme, pentru că avem un părăstas de cocalar, tată. Vă dăm transmisiune directă. Fițiu, băgați-l la corbă, nu mai intră fițiu astăzi, că uite că s-a bătut doi la părăstas și nu mai intră știrea cu fițiu. Asta e enervant, pentru că, pe de-o parte, există o totală lipsă de educație la nivel politic și o lipsă de selecție a omului politic de te doare capul. Așa este. Există o lehamite deja, o lipsă de încredere la omul simplu și există o
voi spune cuvântul, curvăsărie fenomenală a presei care crede că un cocalar este mai important decât un proiect. Bun, ca să fim foarte cinstiți. Bun, așa s-a întâmplat până astăzi. Putem construi de mâine o Românie mai frumoasă, Doamne ajută, doar prin inteligență, fără azi bani? Eu sunt. Eu zic că da. În acest moment, Europa ne pune în față niște provocări majore pe alimentație. În acest moment, Europa ne spune așa. Vă rog să rezolvați ca stat membru, și asta e treaba mea în minister, acum și altor colegi, să rezolvați următoarele dileme ale Europei. Una, se cheamă de la fermă la consumator. Europa spune așa, vrem să investim 1000 de miliarde de euro în 10 ani pe următoarea noțiune, de la fermă la consumator. Cum să dispară intermediare dintre țăran și consumator, ne întreabă Europa. Iar noi până în septembrie trebuie să finalizăm acest răspuns foarte detaliat, încât până în decembrie să avem măsurile de finanțare prin care să putem accede la 100 de miliarde de euro pe an la nivel european pentru a putea elimina riscurile, adică exact intermediarii, samsarii. De care se plânge toată lumea. De 30 de ani se plânge țăranul și consumatorul. Da. Bun. Pentru asta ni se spune așa, ca să rezolvați problema, până în 2030, România și toate țările din Europa trebuie să ajungă la 25% suprafață ecologică. Ceea ce vorbește Fițiu de unul singur de 30 de ani. Da, știu. Bun. Acum a venit apa la moara lui Fițiu. Foarte bine. Înseamnă că va trebui să luăm mâine acele teritorii din România care sunt ecologice prin definiție, cum ar fi zona montană, care este ecologică prin definiție, încât să putem avea 4 milioane de hectare în ecologic, nu peste 10 ani, peste un an de zile putem să o facem. Putem deveni campioana Europei în agricultură ecologică într-un an de zile, dacă avem voință politică. Asta fac de trei luni minister, îmi convinc colegii, pe ministrul meu, colegul meu Oros și pe ceilalți, să accepte bătălia. Cum să convinc de trei luni de normalitate? Eu când aud, vezi că ăsta e telefon și eu trebuie să-l convinc că ăsta e telefon. Convinc în sensul că, fiind un subiect nou pentru colegii mei, e normal, eu mă lupt pe treaba asta de 30 de ani. Ei vin din alte domenii. Am nevoie de luni de zile ca ei să înțeleagă un mecanism care poate părea banal, dar fiind un om care e economist, unui jurist, unui medic veterinar, e mai complicat la prima vedere. Acum trebuie să știți despre Avram Fițiu o chestie. Omul este profesor la Universitatea de... Conferențiar. La USAMV Cluj. Agricultură, medicină, veterinară, ce vreți. Și nu numai atâta, trăiește exact ca un țăran. Eu de mult am zis că vreau să mă duc să filmez acolo, pentru că e o vârf de deal, da? Unde mai sunt vaci? Oi. Omul are oi, peri, meri, tot ce trebuie. Deci, pentru... Exact ca un țăran și te aștepți ca un profesor universitar, un conferențiar universitar să stea la minister, nu știu cum. Și eu cred că de aici e diferența. Unul trăiește și știe că trăiește aia și altul vine de la catedră sau de pe băncile facultății și ăla săracul, nimă că vaca nu-i extraordinar, că nu este mov. Ăsta e breaking news, că nu-i vaca mov. E adevărat. No. Un copil de la țară, ca mine, poate să înțeleagă legătura intimă pe care o are țăranul cu țarina, cu țărâna și cu țara. Pentru că cele trei noțiuni sunt extrem de legate de a lui, de țăran. Au un numitor comun, țăran. Au un numitor comun care se cheamă țăran. Și mă bat în acest moment în minister să construiesc o legislație prin care cuvântul țăran să nu mai fie prohibit, cum este de 30 de ani. Cu degetul mijlociu la stop. Nu există în lege noțiunea de țăran. Și acum modificăm legislația încât țăranul să aibă dreptul, ca profesorul, să aibă o lege care îi definește statutul și drepturile. Să știm care sunt drepturile și obligațiile din punct de vedere fiscal și juridic. Adică sunt foarte multe lucruri pe care de 30 de ani nu le-a făcut țara asta și acum trebuie să le corectăm. Bun, câtă vreme este știință și dorință, lucrurile nu sunt complicate. Echipa din jurul meu, chiar dacă sunt de la alte partide din zona de dreapta, suntem aliați la guvernare și în acest moment avem o înțelegere în alianța de guvernare PNL-PMP prin care să putem schimba lucrurile în direcția potrivită. Și colegul meu Adi Oros mă ascultă și mă lasă pe domeniul meu să-mi fac treaba. Ceea ce este o mare bucurie pentru mine, pentru că suntem colegi în facultate, ne știm foarte bine și ne înțelegem foarte bine. Chiar dacă jucăm în două partide diferite, contează că avem aceeași gândire. Dar oricum nu contează partidul. Absolut. La fazele astea. Că eu nu cred că vine copilul ce, bă, ăsta e de la Adi și ăsta e de la Avram. Noi jucăm în echipă și așa trebuie să jucăm în țara asta. Indiferent că e PSD, PNL sau ce-o fi, suntem români, dar trebuie să demonstrăm patriotism economic. Adică să putem construi o economie a României care să nu mai arunce pe apa sâmbetei 20 de miliarde de euro ca să mâncăm mâncare de proastă calitate procesată din Europa, de mâna a doua sau de mâna a treia. Păi, când te duci în Franța, vezi, din păcate, cei care au venit ultimii în Franța merg la Le Premier Prix, primul preț. Primul preț care-i ăla pe care nu l-au luat nici în România, de acolo îl iau.
Din păcate, pentru că nu există o cultură gastronomică. Eu țin minte, mai avem numai 5 minute, dar tot vreau să o zic. Prietenii mei din Franța mi-au spus, am plecat acolo, s-au născut copiii, după 3 zile de dus la creșă, m-au chemat acolo. Băi, am uitat în scaun, în scute cu copilul lui. Ce-i dai de mâncare? Păi să vezi că noi din România. Nu, tătucă. 3 culori trebuie să fie în ăsta. Trebuie să fie 3 legume. Carnea să fie fiartă nu știu cum. 3 săptămâni a ținut-o, da? Ca să explice cum trebuie hrănit un copil ca să fie sănătos. Ne spune medicul că trebuie să mâncăm 5 mere pe zi ca să nu-l vedem pe medic, nu? Corect. Bun, dar mere sănătoase, nu mere chimizată. Păi dacă le mânci chimizate, mai bine ia o gură de aia de acid clorid sau ce fum iese pe acolo. Deci eu sunt optimist. Văd că sunt oameni în țara asta normal la minte care vor să schimbe lucrurile și mă bucur că sunt într-o astfel de echipă, cel puțin acum o vreme în minister, prin care putem să schimbăm. Dacă mâine la nivel local în Cluj-Napoca putem gândi o poveste asemănătoare încât primarul de oraș Cluj-Napoca, președintele Consiliului Județean, să construiască o formă de patriotism local care se oprește la 100 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, înseamnă că încet încet ne apropiem de valori europene, de valori germane, franțezești, ungurești, tot ce înseamnă, în special Polonia și Ungaria, care au priceput primele, da, că trebuie să ai o politică locală. Premiantele. Și avea apoi europeană. Premiantele Europei în materie de economie circulară, locală, economie, tradiții, tot ce înseamnă identitate și spirit local. Și culmea, aia atrage mari investiții. Noi ne lăudăm când vine câte unul și zice, domne, aduc 25 de milioane de euro investiții în România, atât ne dăm fustele peste cap, ne tăvălim pe jos, dăm ca dansuri în jurul focului. Și ungurii au avut în 4 luni 4 investiții de câte 1 miliard de euro. Adică vorbim despre ce? Dar o țară atâta pe lângă noi. Dar n-avem nevoie de cât de 5 milioane de investitori români plecați peste graniță să vină acasă cu 5.000 de euro, 10.000 de euro economie să reinvestească în România. Și o să avem câte miliarde trebuie de euro. Dar pentru aia trebuie să le arătăm că pot trăi decent, demn în România. Corect. Mulțumesc tare mult. Eu vreau să știu dacă asta ai înregistrat-o și ceva chestie de aia, cum e celălalt? Card, mă, card. Vezi, filologos domn Capit Musca. Acvila nu face barba, mă. Ok, mulțumesc tare mult, cu o promisiune pe care trebuie să o smulg. De câte ori intră o lege de asta, vreau numai un SMS, să ne vedem aici, că presa oricum nu ia în seamă, presa e cu de-astea, cu cocalari, acum a murit și ăla săracul, Dumnezeu să-l ierte de cocalar, da, și de interlop. 3 săptămâni numai o să avem. O să facem noi, pe plan local, pe Facebook, pe televiziunile pe care le avem noi, emisiuni despre ce înseamnă legea care s-a făcut acum. Și o dăm și pe Agro TV, și pe Profit, și pe Look, și pe Look Plus, unde vrem noi. Da, fără problemă. Corect. Eu sunt de fiecare weekend acasă, sunt de luni până joi în București, în minister, în restul sunt în teritoriu, deci ca atare m-aș bucura să putem discuta orice subiect care să privească viața Clujanului de rând. Mulțumesc tare mult. Să știți că emisiunea trebuia să dureze 30 de minute, dar era păcat. Aici nu-i părăsați de interlopi să ținem numai 30 de minute. Ținem cât vrem noi. V-am pupilizat semnificativ. Să aveți sănătate în primul rând. Pa! Deci asta e și pe card. Da? Pentru că eu vreau... Da, știi de ce? Pentru că eu vreau să o dau și pe TTTV-ul, dacă. No, acum mai ai pe card 10 minute. Mai am 15, dar mai am cardul. Bine, 15 minute mai vreau să-l țin pe tovarășul Fițiu. Tovarășul Fițiu.